Bun găsit! Sunt Antonella Lungu și voi citi din ediția a treia a colecției de povestiri science fiction și fantasy pentru prietenii noștri nevăzători, realizată de Asociația Antares Brașov. Fulgarin, de Cezar Pârloc. Buzău, fără țintă pe Cuza Vodă. În dreapta se face o străduță, tot pietonală. Intru pe ea. Pare că se înfundă și o să mă întorc. Magazine pe ambele părți. În capăt, chiar pe mijlocul drumului, se ghicește o tarabă cu ziare. Când mă apropii, văd că sunt chiar trei așezate în semicerc. Marta nu cred că mi-a luat gazeta, nici n-avea de unde. În București au făcut ăia cu chioșcurile un fel de grevă, că ar fi ridicat primăria de la patru câteva tarabe. Aveți gazeta? Întreb. Mai am două, îmi răspunde. Dați-mi, vă rog, spun și remarc doi ochi superbi. Mai degrabă gri decât albaștri, dar cu totul deosebiți, extraordinari. Achit și o iau înapoi, răsfăind ziarul din mers. Citesc pe diagonal, când e ceva interesant, mă opresc. După aia dau repede paginile. Ancheta lui Tolon nu mă interesează. Wow, l-au pus pe contra. Lobonț convoca la națională, ia să vedem ce zice. Da, chiar că avea niște ochi admirabili. Ajuns în capătul străduței, ca să-mi fie mai comod să pot citi în tihnă, articolul despre rapid chiar mă interesează. Pun geaca pe niște cutii în care au fost portocale și deschid ziarul de tot. Becali continuă războiul cu Burleanu. Doi tâmpiți. Griul ăla sau albastrul e prea irezistibil. Fac sânga împrejur și mă întorc spre tarabele cu presă. E tot acolo și n-are clienți. Caut de vorbă și o întreb de când sunt chioșcurile aici. Îmi spune că de vreo 3 ani, îi zic că n-am mai fost de mult prin Buzău de când trăiau ai mei și ieșeam împreună să ne plimbăm sâmbătă sau duminică după amiază, dar că parcă era pe aici o tonetă, îi zic, și arăt undeva prin spatele ei spre o vitrină de pe un colț. Da, era ceva chiar acolo, dar l-au luat mai de mult. Întâi l-au mutat mai în spate și după aia au plecat de tot. Spune și se întoarce să mă arate un spațiu părăsit de la parterul unui bloc. Și am venit noi. Ah, ce ochi, o să mor. Întind mâna spre ea, peste revistele expuse, nu se ferește și mi-o dă pe a ei pentru câteva secunde. E rece. Îi mulțumesc. Spun că și eu scriu că întâmplător am o carte cu mine, o scot din geanta de pe umăr, o arăt. Mă gândesc la o dedicație, nu știu cum o cheamă, îi scriu doar ție. Și mă semnez. Trec și data. Joi, 28 septembrie. Se uită puțin la ce am notat, zâmbește frumos și o pune repede centuța ei în care ține și bani. Nu mai vine nimeni. Întind din nou mâinile, le întâlnesc pe ale ei și o trag pe după tarabă până ajunge în fața mea. E mai înaltă ca mine. Mă apropii și o iau în brațe. Abia ajung la buze, cred că e cea mai înaltă gagica mea. Îmi lipesc capul pe umărul ei. Mă cuprinde strâns, se încordează, mă urnește și începe să mă învârtă ușor. M-a ridicat, apoi mă trage. Super senzație! O gagică mai înaltă ca mine, care să mă mai și învârtă. Încetinește treptat și mă așează ușor pe pământ. O strâng și mai tare în brațe, cu fruntea în geaca ei. Miroase aer curat, carufele ținute le-au uscat afară. Se retrage, spune că o să închidă, strânge tot, îi urmăresc mișcările, bagă toate revistele de desubt, închide ușițele și le încuie. Scot o carte și arăt ce spune Dan C. Mihăilescu despre cartea mea, doar de bine. Numele nu-i se pare cunoscut sau așa deduc eu din mimica negativistă, probabil involuntară, și mă simt dator cu câteva explicații. Omul nu mai face o carte pe zi la TVR2 de vreun an și-a adunat ultimele cronici într-un volum. Fața ei se luminează. Își aduce aminte de volumul meu, zâmbește și o scoate din gentuța ei. O, nu se poate, s-a îndoit, spune și se încruntă, de la cameră. Cameră? Ce cameră? Da, uite, și scoate tot de acolo un compact mărișor, probabil un model mai vechi. Faci poze când închizi? La lacăte? Nu-mi pot opri ironia și o întreb. Da, chiar pentru asta, așa vrea patroana, mă răspunde chinindu-se să îndrepte coperta îndoită. S-a și desfăcut, zice, și după ce scoate un purcoi de bani de pe la mijlocul cărții, mi-arată că i-a pus, au intrat direct între filele ei, au fost mulți, e deja desipită. Le fac proaste, nu-i nimic, lasă, o să-ți dau alta, îi spun împăciuitor. Se uită la ceas, se strecoară spre blocul din spatele tarabei, ușa se deschide, nu trebuie cartelă. Intru și eu după ea, împing a doua ușă de fier forjat, se deschide în interior, bloc vechi. Cred că s-a dus la WC-ul. O aștept în fața coliviei liftului.
Apare, nu mai are geaca. E într-o helancă gri pe gât, un piept de milioane. Îmi zâmbește. Mi-o fi simțit gândurile. Ieșim împreună și o îmbrățișez strâns. Doamne, ce țâțe! Îmi spune că ea e gata, putem pleca. Așa dezbrăcată, o întreb zâmbind și îmi pică fisa. Geaca mea! Îi zic în fugă că am lăsat-o la colț și aleg spre capătul stradelei. Văd de la distanță stiva de lăs de carton. E ceva aruncat pe ele, dar nu e geaca mea. E una neagră, mizerabilă și cu căptușala ruptă. Alături sunt unii care stau pe vine și beau bere. Au sticle de plastic în fața lor. Mi-e frică să mă uit prea insistent spre ei. N-am curaj nici să-i întreb. Mai încolo doarme unul întins pe jos. Adio, geacă. Nici nu mai știu cum eram îmbrăcat. Sper să fi fost cu aia veche de fâși. Oricum era deja amortizată. O aveam de 5 ani. Nu cred că aveam nici mare lucru prin buzunare. Cheile sunt, telefonul e la mine. Mai e una portocalie aruncată pe jos. De aia de gunoier de la Rozal. Un pic cu piciorul. Nu e a mea.